aia și tot povestim de așa, dragilor, iată că pe nesimțite am ajuns deja la jumătatea toamnei. Timpul trece, nu-i așa? Este o perioadă foarte grea pentru faptul că în această perioadă toată lumea vrea să facă multe, multe lucruri, să ne pregătim pentru iarnă. Gospodarii se îndeletnicesc, bineînțeles, cu culegerea viței de vie, cu strugurii și cu vinul. Să știți că nu mai este vinul de odinioară și nici tehnicile și nici vasele și nici drojdiile, dar cum o fi? Aflăm imediat. Ne aflăm în plin sezon de fabricare a vinului. Gospodarii deja au cules chiar mai devreme, grație... E adevărat, dar climei puțin mai deosebite de care am avut parte anul acesta. Exact. Și acum vin la dumneavoastră să vă roage să le puneți la dispoziție utilajele și toată gama de produse de care au nevoie ca să facă un vin de calitate. Ce le oferiți dumneavoastră? Putem să oferim producătorilor de vin toată gama de echipamente, mașini, utilaje pentru fabricarea vinului, împreună cu produsele enologice care sunt necesare pentru a produce vinul în sine. Dacă vorbim de prima parte de mașini și utilaje, noi suntem o firmă specializată care importă aceste mașini și utilaje din Italia, de la cei mai remarcabili producători în domeniu. Începând cu utilajele de bază care se folosesc pentru zdrobirea și deșciorchinarea strugurilor, o operațiune foarte importantă pentru că dorim să obținem un must, respectiv un vin de calitate ulterior, în care să nu simțim un gust amărui datorită taninului verde care se găsește în ciorchine. Și din acest motiv, aparatul principal care face acest lucru este un deșciorchinător cu zdrobitor, așa cum se vede în standul nostru. Există diverse tipuri, dimensiuni, capacități, adaptate pe volumul de lucru al fiecărui producător, de la cei mici privați până la crame de dimensiuni mari. Ajungem în faza de presare, unde folosim un teasc dacă ne referim la capacități mici-medii de vinificare privată, sau folosim o presă pneumatică atunci când vorbim de o vinificare făcută la nivel industrial în cramă. Mergem la operațiunea următoare, unde punem vinul în vase, adăugăm substanțele necesare pentru a face fermentația alcoolică, respectiv drojdiile, ulterior activanții, și suntem în faza de fermentație alcoolică, adică în linii mari transformarea zahărului din fructoza, din strugure, în alcool. Ok, ce fel de vase oferiți dumneavoastră? Care este materialul folosit și care sunt avantajele acestor vase? Doar vase din inox, inox alimentar. Bun, deci am pus mustul în aceste vase din inox 18x10, cum e denumit atunci când cumpărăm tacâmuri. Așa, după care începem să-l ajutăm, pentru că în ultimii ani s-a constatat un fenomen interesant. Strugurii nu mai fermentează așa cum ar trebui. Explicația o știți dumneavoastră, bănuiesc că... Da, este absolut normal, pentru că strugurele lăsat singur să își facă fermentația alcoolică cu drojdia proprie care se găsește în interior, poate să facă acest lucru până la un anumit nivel. Dacă nu folosim o drojdie selecționată care are rezistență la alcool și care, ajutată de un hrănitor ulterior pentru a depăși fenomenul de stres, nu reușim să facem o fermentație alcoolică completă. Ce înseamnă acest lucru? Nu avem un vin fermentat complet, va continua fermentația latentă o perioadă foarte lungă de timp și vom avea un vin dulce, nu vom obține un vin sec, adică un vin adevărat, pentru că drojdia nu a reușit să consume tot zahărul pe care l-avea la dispoziție să-l transforme în alcool, deci nu am obținut niciun grad alcoolic satisfăcător. Și atunci folosim aceste drojdii care sunt absolut naturale, da? Probabil sunt selecționate tot de pe struguri. Sigur, da, sunt selectate de pe struguri, sunt individualizate în laboratoare specializate. În afara faptului că sunt diferențiate pentru strugure alb, roze și roșu, pe fiecare din această categorie există evidențieri de drojdii care sunt destinate anumitor soiuri, atât soiurilor autohtone cât și soiurilor internaționale, astfel încât drojdia să fie dedicată unui anumit soi sau unui grup varietal de soiuri din care fac parte câteva soiuri înrudite, să spunem. Și în felul acesta se obține o eficiență cât mai mare în fermentația alcoolică. În plus, această drojdie pentru a depăși fenomenul de stres
este ajutată în a doua parte a fermentației de către un nutrient, de către un hrănitor. Pentru că fenomenul este foarte simplu și pe înțelesul tuturor. În primele zile de fermentare se produce o fermentare tumultoasă, moment în care atât drojdia naturală din strugure, cât și cea selecționată, acționează și transformă zahărul în alcool. Pe măsură ce alcoolul se formează, acesta este, în ghilimele, dușmanul drojdiei, pentru că inhibă multiplicarea celulelor de drojdie. Drojdia suferă fenomenul de stres și are nevoie de un ajutor, de un stimulent, sub forma acestui hrănitor, acestui activant de fermentare, care îi dă putere, forță să ducă fermentația până la capăt și să realizeze o fermentație alcoolică completă care ar trebui să dureze în medie 3-4 săptămâni. Ok, și am ajuns în stadiul în care vinul a fiert și acum trebuie să-l și limpezim? Exact, da. Facem o primă decantare, o primă transvazare pentru a-l separa de depozitul care s-a format în urma fermentării și în funcție de vin alb, roze sau roșu se fac anumite operațiuni de clarifiere, de decantare și de filtrare. În principal la vinul alb se poate folosi bentonita pentru a putea conduce spre depozit acele suspensii de drojdie care sunt prea ușoare ca să se depună singure. Se mai utilizează o serie întreagă de clarifianți, de gelatine, clei de pește, așa cum sunt cunoscute, pentru a realiza o clarifiere completă, după care trecem la faza de filtrare. După ce am înlăturat cea mai mare parte a depozitului și a drojdiilor, trecem la faza de filtrare, pentru că drojdia atât de importantă pentru fermentație este necesară și utilă doar la fermentație. După care petrecem mult mai mult timp să putem să scăpăm de drojdie prin diverse procedee și utilizând diverse procedee de a elimina această drojdie, în așa fel încât să nu mai avem fermentări ulterioare în recipiente sau în sticlă. E în regulă, am reușit acum să avem un vin clar, limpede, așa, și trebuie să-l și păstrăm așa. Cum ne ajutați? Există mai multe metode de păstrare a vinului. Fie se păstrează în recipiente cu capac flotant, care au pe circumferința capacului o cameră de aer și care urmărește nivelul vinului. Practic stochezi vinul în acel recipient, așezi deasupra un capac care are o cameră de aer pe circumferința sa, umflu această cameră de aer cu o pompă pe care o are în dotare și etanșezi vinul la un anumit nivel. După ce se face un anumit consum din acel recipient, se dezumflă camera de aer, se coboară capacul flotant și se stochează la un alt nivel. Deci, practic, în același recipient, stochezi cantitatea de vin de la capacitatea lui maximă până la terminare, fără să mai transvazez, să pun vinul în contact cu aerul, să îl mai mut dintr-un recipient într-altul. O a doua modalitate este cea de îmbuteliere, moment în care avem nevoie de toate elementele pentru a pune vinul în sticlă și pentru a-i da și o anumită valoare. La urma urmei, producem acest vin pentru a ne reprezenta. Și avem nevoie de o sticlă, avem nevoie de un dop adecvat, avem nevoie de o etichetă, avem nevoie de un capișon care se pune deasupra și avem nevoie și de un spațiu de stocare adecvat, pentru că vinul trebuie păstrat la o anumită temperatură pentru a-și păstra proprietățile. Avem o serie întreagă de clienți care produc vinuri biologice. Conceptul acesta la noi poate că este mai puțin dezvoltat sau acceptat, pentru că noi întotdeauna am vrut să producem un vin biologic, adică un vin curat, fără substanțe dăunătoare sănătății. În partea vestică a Europei, acesta este un concept mai nou, pentru că anumite proceduri utilizate atât în vie pentru stropiri, pentru tratamente, cât și în producția vinului, au contaminat cumva anumite vinuri și s-a ajuns la acest concept de vin biologic care folosește doar substanțe naturale pentru vinificația sa.